Mare, durere mare, da. Trebuie să arăt în somn, în pușc. Acolo trăiem și am fost toți nevoiți să apărăm în casele noastre. Eu am lucrat la cucier cu băieții 26 de ani. Și când pe urmă am ajuns eu separatist. Parcă mai ieri a fost. Așa e. Că nu a fost o poveste, știi? Că nici nu crezi că a fost așa. Frica de moarte este altfel și eroismul este altfel, curajul este altfel. Deci nu se compară cu ceea ce știm noi din cărți, din filme. Nu, îi merge eu încolo, ia tranșeile, pe încolo ia merge el. Mai încolo, n-a ieși. Și am uitat la mine atunci. Facem o zi și o noapte, ne ducem acasă și apoi mi schimbau. Care în lagăr să duc eu. Acolo ședem în lagăr, la Mălăvat. În partea și eu fost, acolo lângă drum. Dacă aici și azi cunoaște că a fost, dacă acolo. Aici s-a astupat, dar și încolo de vale, nu știu dacă nu s-a astupat. Acolo trece și pe-n sos, în lișele. La este. Femeia ne-a rănit-o pe 23 mai, pe strada noastră acolo, Mira. Strada Păcii, cum pe drept, pe moldovnește. I-a rupt cerul stâng. Cum? Nu-i l-a rupt, dar i-a spart așa. Și așa mușe de cu plasmasul și-a lăsat. Oi, fiilor, m-am dus și-am dus aici la cucere în voiesc aceasta. Și când venim înapoi, a vrut să mă împușe, tot de aici, din Moldova. S-a făcut cum îți așa la... Între oameni râu, numai, dar boierii mă, ei trăiesc, înfloresc, dar noi... Eu am lucrat la cucier cu băieții 26 de ani. Și când pe urmă am ajuns eu separatist, am fost cândva oameni la un loc, chiar și amuni, întâlnim la... Trebuinți la și ea, dar... Nu stăți și azi împăcați încă. Ca chiar și la noi, aici am tras niște asta, să fac amoi nebuni cu tătul, da. Dar ce aveți în vedere? Da, și să nu aduci nică, să nu aduci șeilanță. Chiar v-ați fost cinstit, ne-au trebuit niște setcă de asta, de gard. Și m-am dus și m-am dus, nu m-au lăsat să trec. Prea mult kilograme am avut. Agenția respectivă care le primea, le distribuia la rândul ei în tot felul de clienți și unele la care nu mă așteptam au succes. Fotografia cu cineva își face frizură, dacă ții minte, a avut mare succes.
fac print de pe negativ, după aia îl pun pe o tobă, scriu cu mâna textul la fotografie, dau drumul aparatului și timp de 20 de minute, în cel mai bun caz, ocup linia internațională. Și ce era acesta? Un fax? Telefoto. Timp de un minut transmiți tonul alb, după aia la telefon spune, dă-i drumul, dă-i drumul, și când ești aproape fericit, spune încă o dată, vă rog. Chiar mi-am dat cuvântul, nici să nu pun mâna pe armă, nici pe muniții, nici pe armă, nici pe vest antiglonț, casc. Nu știu cum am simțit intuitiv că nu se poate. Pe urmă am aflat că chiar nu se poate. Ia ca pisia. Lângă drum mă încoașe. Au fost tranșeile. Și de eu, adică, cum, moldovene. Dar încolo în deal este un drum apsut de rușii, da, de Basariu. Facem borș, coșem pâine, lucem plașinte, salarii și da Dumnezeu. Și cartofi și da Dumnezeu. Apă le aducem, că ei nu puteau să iasă, cum ieșeau unul din tranșeie, din deal îmi pușcau. Nu vă temeați că veți fi și dumneavoastră ucisă? Nu, ne temiem. Ne temiem, dar știți, face pe a plecat, așa ne temiem. Deodată era strajnic, dar pur așa pe... Noi când vedem că începe am pușcat, dar eu, la mine beciul e afară, nu e sub casă. Dar eu fugem la Olea în beci. Durneam toți acolo, toată mahala. Dar cu eram să le lăscați. Bărbatul era în tranșe și el. Și îți ducea peste o sutcă și cum eram să le lăsa. Avem porc, avem vac, avem... Cu eram să le lăsa. Pe atunci era legătură cu Bacuș între Horercani și Cocieri, care era absolut necesar. Mă rog, produse, eu știu, combatanți, ostași, morți, sicrie. Asta e situația. Țin minte că am făcut o imagine care este un citat din clasici, Săritura, lui Cartier-Bresson. Sunt mândru de ea, deși nu este perfectă. Am rămas sănătos, dar în suflet și în mintea am stresuri tare mult, cum spun mai moldovenești, oricum spun. Cine mai numim noi răuni Dubăsari, dacă te duci la Dubăsari trebuie să areți pașaport, trebuie să-l ai. E greu de trecut, malul drept, malul stâng care de 10-15 km acolo. Să nu mai arătăm pașapoartele astea, că mai ales când e frig, la plotină trebuie să tremuri mâna la peruci ca să scrie, îndeplinești o foaie de ce. Nu se uite nimeni la noi în timpul de față, de pildă. Ne dă 100 de lei pe, mă rog, să nu zic că nu ne ia în seamă. Și asta e tot. Și pentru satul Mâlăvat a fost strașnic, cum se zice.
Machel nu intră în categoria cei care intră satele cel mai mult. S-au evacuat cam tot satul, puteți zice. Și unde s-au dus toți? Care și pe unde, care pe la Orhei, care pe la Zorile, care pe la Chișinău, care pe la Rude. Deci nu i-am spus mami. I-a luat pasportul și... Iba. Pușcau din toate părțile. Un snareal de alazani, ori se-a șchicat. Doi s-au culcat, unul cu cioarele în bainiță și unul cu capul și-a chicat snareadul și-a la între dânsii. Și la unul capul și la unul eu i-am găsit un picior la un băie din Corva. Iar după 4 ani în urmă am fost la 2 martie și m-am întâlnit cu dânsul de el în îmbă, dar în bieță, în două bieță, proteză. Și m-am apărut că e dânsul și îl cuprind și el, dar de unde mă știi, zic, dar pe eu ți-am găsit un cior. Și atâta plânge și hai, și s-o așa, hai. Ia-ți-a. Chicat tot așa un stareat și trei mi-au acoperit, nu știu, buhnit sânge pe nas și pe urechea asta, stângă. Și am unghi la mine bucat azi de cap, pe asta aia n-am înțeluit. Iar că așa mă, apoi înțeluit șuier. Aici au fost formate toate oasele, dar aici au intrat pișa și s-au ridicat de să smișion în centru. S-au oprit între două oase și pișa mi-au scos-o. Ba da prostii că nu mi-a mai făcut operații la creuleni, că trebuie să-i taiem două ucioare. Ia ca lumina, gazul, apa și soția nu lucrează, că prima vară că el lucrează la lider, la tituni. Mai lucrează, dar așa e greu. Trăim. Știi cum o zis rusul, ne juiuam, așa și stuim.